Odată, o locație de lux din Deva, fostul restaurant Astoria din reședința de județ, situat într-o zonă circulată a orașului, pe strada Eminescu, lângă unitatea militară, este astăzi o ruină. În acest loc, devenit între timp un focar de infecție, își fac veacul oamenii străzii, nestingheriți de niciun fel de proprietarii spațiului. Astăzi însă au fost ingheriți proprietarii de drept ai spațiului, care, în conformitate cu prevederile legale, au fost amendați cu 30.000 de lei de către Poliția locală din Deva. Sancțiunea este prevăzută la punctul 12 aliniat 1 al articolului 96 din Ordonanța de Urgență 195 din 2005. Discutăm de două sancțiuni contravenționale aplicate de colegii din Serviciu Mediu. Sancțiuni contravenționale destul de consistente în valoare de 30.000 de lei, aplicate la două persoane juridice care au fost identificate ca deținătorii de drept al clădirii Astoria. Sancțiunile contravenționale au fost aplicate în temeiul legislației, în temeiul UG 195 pe 2005 și prevede sancționarea deținătorului de drept al unei clădiri care nu ia toate măsurile impuse de lege pentru ca clădirea să nu arate în stare avansată de degradare, cum este cea despre care discutăm la momentul actual. Dacă nu vor intra în legalitate, adică să respecte obligația legală de întreținere a clădirii, proprietarii fostului restaurant Astoria vor băga mâna și mai adânc în buzunar, întrucât de la începutul anului viitor, prin hotărâre de Consiliul Local, deținătorii de clădiri aflate în paragină vor plăti un impozit majorat cu 500%.